Bun găsit, domnilor și domnilor, în această noapte se pot înregistra în general de la 5 și până la 15 grade. Va fi însă ceva mai rece în zonele depresionare, până spre 0 grade și ceva mai bine în regiunea litoralului, până spre 17 grade. Mâine se mai încălzește puțin, la nivelul întregii țări vor fi maxime de la 18 și până la 26 de grade. Dar ne vom bucura de soare, în toată țara va fi soare, cerul va fi variabil spre senin, doar în cursul nopții vor apărea ceva în noră. mâine vântul va avea ușoare intensificare în regiunea sudică a Banatului. În capitală se anunță vreme bună, puțin mai caldă decât astăzi. 25-26 de grade va fi maxima zilei și aici soare din plin în cursul zilei. Cerul va fi variabil pe timp de noapte, prezența vântului va fi moderată. Iar miercuri va fi chiar puțin mai cald de atât. Se pot înregistra maxime de la 20 până la 26 de grade. Dar se schimbă aspectul vremii. Vor apărea norări și sunt șanse de ploaie pe timp de zi, mai ales în, în regiunea Banatului Acrișani în Maramureș sau în Oltenia în general vor fi în orări în jumătatea vestică, dar pe timp de seară, în cursul nopții, în jumătatea estică vor fi în orări mai ales. De asemenea, vor fi și intensificări ale vântului, ce se vor simți în regiunea sudică a Banatului în Carpație Oriental. În capitală maxima rămâne undeva la 25-26 de grade și din nou va fi vreme bună pe timp de zi cu cer variabil spre senin. Vântul va fi moderat, se va nora în primele ore ale serii și pe timp de noapte noapte, s-ar putea să cade ceva sub de ploaie. Cam atât despre vreme, numai bine vă doresc.